Vă salut, multă sănătate! Astăzi vreau să vă prezint o tocătoare de la Arpal. Este vorba de Arpal AM120TR, adică pentru tractor. E adaptată de mine la acest motor și această fulie, deci astea nu sunt de fabrică, doar modulul este de fabrică. Cuvele sunt făcute de mine, atât intrarea cât și evacuarea. Volanta asta tot de mine este cumpărată și adaptată la priza tractor. Aici avem un motor diesel de 12 cai de la Weimar, un motor foarte puternic, foarte bun. Consum tot așa, un consum redus. N-am mai făcut un film cu această tocătoare de foarte mult timp pentru că am avut stoc de lemne. De data asta s-a cam terminat lemnele noastre și trebuie să ne apucăm să băgăm cracă la tocat. Ce să vă mai zic de această tocătoare? Toacă lemn de exență tare 8 cm și lemn de exență moale undeva la 12 cm. Eu sunt foarte mulțumit. Am adaptat eu această fulie ca să îi dea un pic de forță, pentru că motorul este foarte mic pentru această tocătoare. Avem nevoie aici de o putere de minim 25 de cai putere la priza tractor. Deci aici avem și datele tehnice. Haideți să o luăm așa frumos de la început. Deci tipul Arpal AM120TR, da, pentru priză tractor, greutate 220 de kg, doar modulul, fabricație 2023, că o am de anul trecut, rotații 540, iar minim, ia fiți atenți, minim motor 25 de cai putere. Eu am multiplicat un pic forța până această fulie. De fabrică tocătorul vine cu o fulie mult mai mică, vine cu motor pe benzină, da, alte măsurători acolo. Eu am adaptat-o și am optat pentru modelul TR, pentru că nu se știe, pe viitor poate fi adaptat foarte ușor la priza tractor. Deci avem aici priza tractor. Dar totodată avem și aceeași ax și varianta cu pană, da? Deci această volantă este prinsă aici cu pană și siguranța pusă în față. Merge foarte bine, sunt foarte mulțumit de ea, având în vedere că motorul e undeva la 12 cai, deci ea avea nevoie de 205 de cai. Am amplificat un pic situația, se descurcă destul de bine, o să vedeți imediat. Ce să mai, nu mai pierdem timpul, cred că v-am spus esențialul așa despre ea. Are reglaje la motor față-spate, da, pentru curele, și mai am un reglaj la tocătoare, pe niște sânii aici, frumos, unde reglăm stânga-dreapta, modulul cu totul, da, pentru a alinia fuliile între ele, da? Deci cam asta ar fi. Tot ansamblul ăsta e făcut de mine, atât cuve cât și tot șasiul ăsta cu fruntea de matiz care am implementat-o aici. În față am folosit o roată de scooter mai solidă așa pentru a o putea ghida, mișca până în curte. Cam asta e poziția ei aici și acum am pană pe față și am suspendat-o pe un lemn acolo, dar nu e o problemă, ea se mișcă destul de bine. Nu mai pierdem vremea, o pornim și dăm drumul la treabă. Tocăm niște cracă să vedeți cam cum se descurcă tocătorul Arpal. Avem și baterie, pornire la cheie.
Ați văzut, se descurcă destul de bine. Haideți să vă arăt cam cum se descurcă, cam cum taie. Deci cam așa sunt tăiate lemnele, undeva la 15-20 de centimetri. Foarte, foarte mulțumit. Acest tocător toacă undeva la 6 metri cub pe oră, doar că trebuie să ai cracă la poziții și oameni ca să bage la ea. Adică nu stai să pierzi timpul după crac. Unul bagă, altul trage la poziție și tot așa. Deci nu are voie să stea. Acest tocător are o forță foarte mare și trebuie profitat de puterea asta cu care taie lemnul. Am optat pentru motorul diesel. De fabrică nu vine cu acest motor, deci eu am customizat un pic toată această tocătoare pentru că avem și cuplu mult mai mare și un consum mult mai mic de combustibil, da? Deci diesel e mult mai eficient din punctul meu de vedere. De fabrică vine cu un motor de vreo 20 de cai, dacă nu mă înșel. Bine că există și varianta mai puternică de 35 de cai. O să vă las link în descriere și atenție la modelul Arpal 120, chiar aveți reducere minus 25%. Deci cei care vă doriți o tocătoare completă pe șasiu, da, cu șasiu, motor benzină, deci asemănătoare cu asta, puteți să intrați în link-ul din descriere. Am să vă las în descriere și pe fratele cel mai mare, Arpal AM 200 BDK Pro. Și acum în funcție de necesități. Există variante și mai mici, pleacă de la AM60, AM80, AM120. Deci aveți o gamă mai largă. Ce înseamnă AM60? Adică taie un lemn de esență moale cu diametru de 6 cm și 4 cm esență tare. La modelul Arpal AM80 tot așa, taie undeva esență tare la 6 cm, esență moale 8 cm și tot așa. Deci asta taie esență tare 8 cm, esență moale 12 cm. Orice caz, pe mine mă interesează să scap de craca asta, ca pe mână, să zicem așa. Să nu mai stai cu drujba, să e mai complicat cu drujba la crac. La drujba îi dai lemn gros, mergi mai departe. Dar noi folosim, avem atâtea hățișuri, ca să zic așa, stăm într-o zonă de munte, avem cracă foarte multă, crește de pe un an pe altul și atunci am optat să luăm această tocătoare pentru a economisi niște bani, pentru că lemnul e foarte scump. Cred că metru cub a sărit de 700 de lei. Așa că bine, se amortizează în timp investiția, dar eu mă declar mulțumit. Nu uitați, v-am lăsat link în descriere, unde puteți să vedeți modelul Arpal 120 și modelul de 200. Bun, cam ăsta a fost clipul nostru, o să mă apuc de treabă, trebuie să mai tai ceva lemne. Sper că v-a plăcut acest clip, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un share, un like. Până data viitoare, multă sănătate!